Mamă. Un tânăr curajos, un pompier sărac, dar cu o inimă uriașă care punea viața altora mai presus decât propria sa viață, a devenit mai mult decât un om care își face meseria, a devenit un erou. Și a salvat colegul din incendiul devastator de la complexul Dragonul Roșu, dar pentru el nu s-a mai putut face nimic. Viața lui Ionuț s-a încheiat brusc, nedrept, într-o fracțiune de secundă. Un incendiu devastator. Sirene urlă, pompieri, medici, jandarmi, echipaje smurt, cu toții se înghesuie într-aceeași direcție. Fum gros se vede de departe. E haos. Imediat începe o luptă contra cronometru. Fiecare secundă contează. Focul se extinde cu repeziciune. De-abia mai distingi pompierii printre flăcările uriașe. Așa arăta la începutul zilei o zonă comercială din București. Un tablou înfricoșător, terifiant. Cine sunt oamenii care se aruncă în flăcări fără să stea pe gânduri? Cine sunt cei care pun viața altora mai presus decât propria lor viață? De multe ori, poveștile lor sunt dureroase. În incendiul de astăzi a pierit un pompier, un tânăr atât de sărac încât familia lui nu are nici măcar o fotografie cu el. Vestea a căzut ca un trăsnet pentru cei care îl iubeau. Mai bine nu te duceai! Mai bine mai lăsai! Doamne, dă-mi când auzi. Ieri alaltă, ieri a fost pe acasă vreo 4 zile. Ieri am băiat cu minte. S-a prăbușit avorul. Că a primit tatăl meu un telefon de la pompier de acolo și pe azi a sunat cineva și a spus condoleanțe pentru fiul dumneavoastră. Era cei mai curajos, da. Să băga oriunde era, unde era nevoie. Părea încântat, era mulțumit de ceea ce o seria pe care o practica. Alo, Ionuțule, ce petrecu ea la te? Deci că vii peste două săptămâni, așa ne înțelege, Ionuțule. Alo, Ionuțule, alo, băiatule. Ionuț era sărac, dar avea o inimă uriașă. Cei care l-au văzut ultima oară povestesc că tânărul a vrut să salveze viața unui coleg. Curajosul pompier și-a dus fapta la bun sfârșit, dar pentru el nu s-a mai putut face nimic. O grindă s-a desprins și i-a căzut în cap. Părinții lui sunt înmărmuriți de durere. Ionuț avea 24 de ani și era sprijinul și mândria lor. Avea planuri de viitor. Își dorise dintotdeauna să fie medic veterinar. A intrat la facultatea din București prin forțele lui. S-a angajat să poată supraviețui, să achite chiria, să trăiască decent. A ales să fie pompier, să stingă incendii, să facă bine, să salveze vieți. Astăzi a reușit mai mult de atât. Este un erou. Sute de tineri curajoși s-au avântat astăzi printre flăcări, mânați de un singur gând, să stingă incendiul. Din cauza fumului, 6 dintre ei au ajuns la spital, intoxicați. 2 au suferit arsuri.